Bine ați venit la o nouă emisiune Catch and Release. Episodul de față este dedicat integral pescuitului la ten. Suntem la sfârșitul lunii iunie, în microdelta lacului Tâncăbești, un loc foarte interesant și foarte pictural, care, pe durata verii, se transformă într-un adevărat paradis al tenilor mari. Zona pe care pescuim este înconjurată de plauri, iar plaurii cu stuful pe care îl țin sunt probabil cea mai importantă sursă de hrană naturală pentru tenii de pe Tâncăbești. Este o zonă cu un substrat mulos. În general, când pescuiești la ten, ești tentat să găsești locuri tari, dar din experiența altor lacuri cu profil similar, pe care am prins ten foarte bine, știu că tenul se poate prinde în realitate și fără să găsești un substrat tare. Se hrănește suficient de bine dacă îi dai nadă inclusiv pe un substrat mulos. În cazul nostru, fundul lacului este acoperit cu resturi vegetale. Mai important este felul în care prezinți montura decât găsirea unui loc tare, pentru că locurile de altfel sunt de multe ori variabile. Plaurii în fața cărora pescuim sunt plauri mișcători și anumite zone își pot schimba configurația de la o oră la alta în funcție de felul în care plaurii sunt mutați de vânt. E o zonă cu destul de multă agățătură. Pe de o parte e vorba de agățătura din marginea plaurului, pe de altă parte sunt tot felul de buturugi pe substratul din fața noastră. Marele avantaj al pescuitului la ten, din punctul ăsta de vedere, este că tenul se ferește de agățătură. De multe ori îi pui montura în inima agățăturii și tenul o scoate de acolo mai ușor decât ai putea să scoți tu montura dacă ai vrea să o recuperezi. E un pescuit lejer, se poate pescui foarte bine atât cu monturi cu plumb pierdut, în stilul clasic de pescuit în agățătură, dar și cu monturi cu plumb culisant, pentru că, în realitate, datorită faptului că tenul se ridică imediat de pe substrat și se îndepărtează de plaur, pierderea plumbului nu e neapărat necesară. Pescuitul la plaur implică însă un proces destul de anevoios câteodată, altădată foarte simplu, de găsire a locurilor fierbinți. Plaurul este o structură foarte vastă, în marginea căruia există puncte care dau pește în mod constant și, imediat lângă ele, puncte în care nu prinzi nimic. E foarte greu de găsit o explicație pentru care se întâmplă asta, dar știu foarte bine că trebuie să cauți peștele de-a lungul plaurului. De exemplu, unul dintre punctele cele mai interesante în care pescuim este un golf în interiorul acestui plaur și am plimbat montura în 3 puncte ale golfului. În primele două n-am prins absolut nimic, deși știam că este un loc fierbinte, știam și din experiența altor partide, până când, în marginea golfului, la 5 metri distanță de locurile neproductive,
am găsit un alt loc care a produs pește constant, absolut diferit ca productivitate față de celelalte locuri care erau la câțiva metri distant. Dacă vă confruntați cu o asemenea situație, dacă pescuiți deci în margine de plauri, pe tâncăbești sau pe alte lacuri similare, țineți minte că nu e suficient să duceți monturile în marginea plaurului. Dacă nu aveți trăsătură pe locurile pe care le-ați plantat sau aruncat inițial, plimbați-le uneori din 5 în 5 metri, din 10 în 10 metri. N-aveți de unde să știți care va fi locul productiv, dar veți găsi în mod sigur, la un moment dat, fără nicio explicație, locuri care sunt infinit mai productive decât toate celelalte din jurul lor. Nada pentru ten este una extrem de simplă, porumb și eventual semințe mici. Se poate pescui la ten foarte bine și cu anumite sortimente de boilisuri, în special cu bird food-uri, dar de multe ori e nevoie de prenădire și pentru majoritatea pescarilor, într-o partidă scurtă, prenădirea devine imposibil. Există anumite lacuri pe care tenii nu au ce să mănânce și atunci trag excelent la orice tip de boilis, inclusiv la boilisurile pe bază de făină de pește, dar astea sunt cazuri mai degrabă atipice și în niciun caz nu trebuie să se înțeleagă de aici că tenii ar prefera un fish meal. Nu. În general, porumbul este suficient. Semințele mici de tip particle mix sunt și ele un adăus foarte bun dacă lacul nu are o mare densitate de pește mic de tip plătică, de exemplu, care să te deranjeze. Întâmplarea face că tâncăbeștul are suficientă plătică, așa încât porumbul e, după părerea mea, mai indicat decât semințele mici. Iar dacă vreți să pescuiți totuși la boilis, folosiți mai ales boilisuri pentru monturile de cârlig. Într-o montură de pop-up, de pildă, anumite tipuri de pop-up, cum ar fi pineapple and banana, în general pop-up-uri cu arome de fructe, eventual cu un dulcitor și în culori foarte vii, sunt o alternativă foarte bună la cârlig față de clasicul porumb. Dar, dincolo de absolut toate aceste considerații, dacă nu aveți la îndemână decât porumb, puteți face niște partide foarte, foarte bune, cu condiția să aveți o cantitate suficient de mare. Tenii sunt celebri pentru cantitatea de nadă pe care o consumă. De multe ori, nu atât calitatea nadei este importantă, mai ales dacă vorbim despre un porumb obișnuit, cât cantitatea pe care o folosești. Sunt situații în care poți să consumi 10-15 kg de porumb pe zi și gândiți-vă că un ten de 15-20 de kg poate mânca enorm. Cu atât mai mult, pe un lac în care, cum e cazul pe tâncăbești, poți avea în față zeci de astfel de exemplare.
La sfârșitul anilor 90, când primii pescari englezi au ajuns pe Sărulești și s-au confruntat cu exemplarele de ten ale lacului, multe dintre ele depășind 20 de kilograme, li s-a întâmplat frecvent să rămână fără plasa de mincioc, pur și simplu pentru că încercau să scoată tenii prea repede. Tenul trebuie scos, după părerea mea, în două feluri, din prima sau din ultima. Există situații în care tenul vine la mal repede, e destul de amețit, dacă e noapte și nu-i pui lanterna în ochi, nu-l sperii și atunci poți să-l scoți relativ ușor. Dar, de cele mai multe ori, e bine să aștepți. Situațiile în care îl poți scoate repede sunt excepții. În momentul în care ajunge lângă mal, tenul tinde să plece foarte puternic și tenii mari, în special, trebuie lăsați să plece de mai multe ori până când sunt suficient de obosiți încât pot fi scoși în condiții de siguranță. Aici trebuie să găsiți un echilibru între condițiile de siguranță și, pe de altă parte, felul în care va rezista tenul unui asemenea stres. E un pește foarte sensibil, drillurile prelungite îl epuizează și uneori nu-și revine. Există riscul să moară. Deci, dacă sunteți în drill cu un ten foarte mare, nu vă grăbiți, aveți răbdare, lăsați frâna destul de slabă, lăsați-l să plece de mai multe ori, dar în același timp puneți totuși suficientă presiune ca drillul să nu dureze peste măsură. Și, nu în ultimul rând, în momentul în care îl eliberați, lăsați-l să-și revină, țineți-l în apă pe câteva minute dacă e necesar, pentru că tenii se recuperează mult mai greu decât crapii. Sunt pești fragili, pe cât de mari, pe atât de sensibili și trebuie manevrați cu mare grijă. În materie de monturi, pescuitul la ten este destul de simplu. Se pescuiește în linii mari cu aceleași monturi pe care le folosim și la crap, cu unele mici amendamente. Poate cel mai important dintre ele este cârligul. Cârligele trebuie să fie extrem de solide. Tenul e un pește care e mai greu de înțepat decât crapul, datorită gurii foarte tari. E nevoie să ai un cârlig, în general, din punctul meu de vedere, cu vârful drept, lung, foarte, foarte ascuțit. Unii pescari preferă cârlige extrem de subțiri, tocmai pentru faptul că sunt cârlige care pătrund foarte bine în gura osoasă a peștelui. Tenul, de altfel, este un pește care tocește cârligele imediat. Rare ori poți să prinzi mai mult de 1-2 teni cu același cârlig, doar dacă ai niște cârlige excepțional de bune. Altminteri, te poți aștepta să schimbi cârligul după fiecare pește. Dar asta contează mai puțin. În pescuitul tenilor mari, merită să striți un cârlig pentru un exemplar de 15-20 de kilograme. Alt principiu de urmat în monturile pentru ten este că momeala trebuie să fie destul de apropiată de cârlig. Există pescari care o lipesc de cârlig, momeala este foarte, foarte apropiată și e incontestabil că stilul ăsta dă rezultate, atât că, neexistând o separație propriu-zisă între momeală și cârlig, la unele monturi poți avea un număr de rateuri pe care, în mod normal, le-ai evita dacă ai mări distant. Nu se pescuiește însă cu distanțe mari. Pescuitul tenului are dezavantajul că nu e selectiv la nivel de montură. În timp ce în pescuitul crapului poți mări foarte mult distanța sau poți pune boilisuri foarte mari pentru a face selecție între peștii mari și peștii mici, la ten, din păcate, nu ai cum să lucrezi în același stil.
nu se pescuiește cu distanțe mari, nu se pescuiește nici cu momeli foarte mari.